Bună seara și bine găsit la Influencer Fan, episodul 205. N-am mai făcut unul de foarte mult timp și chatul este dornic de un nou episod să vadă ce au mai făcut influencerii noștri favoriți. În caz că nu știți, sunt câteva cupluri de influencer în care unul dintre ei are vârsta regală, dar de fapt nu pare are vârsta legală. Și toată lumea se face că, știi, deci este, toată lumea este... Nu, dar eu n-am văzut, eu nu știu. Și aș vrea să spun următorul lucru. Dacă n-ai zis nimic de vârsta de diferența de vârstă și de faptul că unul dintre ei e minor, nu, în momentul în care o să o explodeze mumăliga, nici atunci n-ai voie să zici nimica. Nici atunci n-ai voie să zici nimica. A, Andreea Bălâdă, care este... A devenit vedeta la faza cu păcănele. Fața băncii și știți ca să deschideți banca la ora asta, trebuie să băgați cardul aici, da? Și priviți cultura acum. Bă, cum e și eu? Cum scot cardul? Deci nu fac o criză. Trebuie să o chem pe maică-mea acum și nici așa n-am cum. Da? Deci fata avea unghiile foarte mari și nu avea cum să scoată, să scoată cardul. Nu a dat prin gând să desfacă un să-și scoată unghiile aia, cu unghiile aia sunt lipite. Despre cine e vorba? Andreea Bălădâ a devenit faimoasă pentru că era fomistă. Era fomistă, ea făcea, făcea reclamă la păpuși, pe care a început să facă reclamă și la păcănele. Și când a început lumea să zică de ea că e fomistă, a avut cea mai stupidă reacție din lume în care, a ce că eu plătesc taxe, ce mă interesează pe mine, dar ce că eu nu sunt fomistă, dar ce că toată lumea face, dar ce că nu știu ce. Da, de asta cu Răzvan Bălănescu am râs într-un clip dedicat, că el zicea că să vă faceți asigurare cu decontare directă de și el nu avea. Emi cerând scuze și a cerut scuze la un moment dat că a făcut reclamă la păcănele. Da, dispune spune că a făcut reclamă la păcănele și că îi pare rău. Și am pus o întrebare de bun simț și fata mi-a răspuns. Cam asta, astea sunt sumele. 3500 de euro pentru 25.000 de, de, mii de urmăritori. Atât a luat. Da? Deci ai 50.000 de, mii de urmăritori, 7.000 de euro. Ai 100.000, bani pe 15.000. Și tot așa. Când l-au auzit pe Dorian că el la 1 milion, 2 milioane, cât avea 1-2 milioane de abonați, e bucă, eu n-am luat din patru contracte nici 70 de mii. Pentru asta mi-a dat uh, la negru bloc. 7, uh, 4 din uh, Stampic. 4. Vai, mai știu să scad. Doamne, pușcă capul. 9.6. De... 12 e 2. Uh, 20. Alexia Iram era pe afară, că ea a fost la facultate doar de distracție și sunt ziana. Eu înțeleg că era stresată, era stresul de moment, eu nu știu ce, dar... 12 pe da. Alexia, 12 Alexia tace. Și zic, păi, ce se cu mine? Nu, Alexia, 12 10. Nu mai vreau asta, Alice, 120, 120, 120, 120. calmează-te, 120. 12 10, 20 cea. Ja. Între o fată pe care nu știa nimeni, care are 25.000 de abonați și un influencer uriaș ca Dorian Popa. Nu crezi că Dorian Popa ia și bonus de rușine și bonus de celebritate? Nu crezi? Că eu așa cred. Eu așa cred. Adică dacă ar fi așa de liniar, dorea cele dubru, tocmai pentru că este mult mai mare și mult mai cunoscut. Alexia era mare, are sute de mii de abonați, sunt ziua negru, are tot la fel. Eu am 8.000. mii. Deci, noi vrem educație, dar să fac altcineva. Și mi-a plăcut la, la faza asta. Iulia Albu avea, avea în Argentina, avea o cămașă militară cu steagul Germaniei. Pentru cine nu știe referința? în Argentina, după al doilea război mondial, au fugit foarte mulți naziști. Știți că și în Argentina, adică și e un subiect destul de sensibil acolo. E un subiect destul de sensibil, dar trebuie să ai un pic de, de, cunoștință. Bariloce, este foarte amuzant. O dată e și chestia cu nații în Argentina, fix aici, nații în Bariloce. Și a doua chestie, este orașul ăsta din mijlocul Argentinei, știi, te duci și îl vezi că zici că ești în Germania. Deci, nu, trebuie să știi un picuț, trebuie să știi un picuț de istorie, să fost un picuț atent, să vei te uita în niște documentare. Dar asta e o casă tipic nemțească, mai văzusem pe aici, că m-am plimbat și cu Google Maps, e foarte e distractiv. Știi, și ea era cu cam așa pe ea. E, e, o, memă, e o memă recurentă. Tot felul de, de, influență care spun I'm, I'm German-Argentinian. Știi? bunica a emigrat în anii 50 în Argentina și a, a, a făcut niște afaceri de succes și cu ce Haina Ceușan a făcut o S-a apucat în 2024 să zică de o chestie ca și cum o, o descoperise ea acum a prima și în comentarii toată lumea și-o bate de ea. I want to show you a beauty trick that you're going to take with you in 2024. It's going to be one of the greatest things you've ever done lately. Let me tell you, this is very simple. I've just started using travel essential packaging for all... Deci, in 2024, Aina Ceușan a descoperit uh, sticuțele de călătorie. În 2024. Și comentarii, băi, fratele, vă zice, este lumea, e râde de ea. Sensațional, nimeni nu știa asta. Deci, ce ai descoperit care e beauty trick și ea. Da, de fapt. Și asta e faza. Că o și prezintă ca și bunici, O și prezintă ca și. cum să vă spun eu? Eu! Eu să vă spun! O prezintă ca și cum ar fi descoperit pe unde să pișe gâina. Și asta e deranjant. Dacă a spune, Bă, uite, eu nu știam de chestia asta, dar poate o folosește și voi. Andreea bănică conducând. Da? Deci ea filmează. Nu filmează măsa. Sau cine e. Deci, și vedeți că merge și un pic de viteză. Da? Și după cum vedeți că se mișcă camera, e clar că nu este pusă pe stativ. E clar că nu e pusă pe stativ. There is no police. There is no police. Și Gabriela Cristea și cu soțul, plecând de la curul lumii unde stau ei, că n-au avut, abia o trotuar aici câteva de astea. Eu unde om merge. A început guana! Dar vă spun imediat unde merge. Mai stați cu noi. Vreau ce simpatic. Și ăsta care filmează la fel. Ăsta nu-mi pădă poliția. Gata, m-am prins-o pe soție. <laughs> Te-am urmărit, iubire, te-am urmărit. M-ai urmărit? Da. Bravo. De fapt, dragilor, am plecat amândoi la Goana. Am luat-o la Goana. Goana după... Cumpărătul. Nu, greșit. Goana după cadouri, dragilor. Așa A, se cheamă. Ok. Se da. Că nu mergem la cafea. Da, știți cum facem? Mergem la câteva cumpărături împreună, împreună și apoi... Și după aia, cum i-am zis eu soțului, și după aia ne despărțim. Ne despărțim. Șoc, 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 șoc și Gabriela, Cristea și Tavi Conda n-ar putea să meargă cu o singură mașină și să se să, să descurce. Știți? Tot, tot ea era aia care se plângea de trafic. Știți? Ei nu văd, nu văd chestia asta. Păi ei nu interesează. Și din nou, sau, amândoi, Dita, Dita e suvurile. O chestie amuzantă de la familia Buhnici. Ei aveau numărul de telefon pe un serviciu și n-au știut că se închide, deși ei au anunțat cu o lună înainte. Zilele trecute ne-am dat seama de un lucru. am de fapt, realizat că nu mai funcționează telefonul de pe GB. Fost provocare foarte mare, sincer. Nu mai poți nici măcar să suni pe el. Ce se întâmplă? Că nu mai avem probleme cu cartelele care se demagnetizează sau se strică în timp de foarte multă vreme. Telefonul respectiv trebuie să menționez că era pe Laika Mobile. Era un sim din alea pe care le-am testat pe vremea când am făcut review-ul acum. Da? Și n-au avut ei care sunt cei mai conectați oameni, ei care știu tot ce mișcă, ei care sunt foarte informați, ei care citesc foarte mult știri și nu știu ce. N-au avut timp să vadă că știrea cu ăștia cu Laica Mobile care a fost pe toate. Peste tot, ei n-au văzut-o. Hello, dragilor! Să știți că sunt foarte supărată pe voi, oamenii care mă urmăriți pe Instagram. Ultima mea postare din Dominicană a făcut doar 7.000 și ceva de like-uri. De ce? Am peste 200.000 de view-uri la ea. De ce nu dați mă like? De ce vă mai uitați mă la mine dacă nu-mi dați like? De ce sunteți răutăcioși? Hm? Ieșiți de pe platforma mea dacă nu-mi dați like. Deci vreau 200.000 ceea ce eu rezonez. Rezonez. Dați mă like. Dați mă like, mă. Dați like, nu fiți cârnați. Păi, uite și tu, sunt 235 de oameni pe live. Și câte like-uri avem? Ia. Tu, sunt 23 89 de like-uri. Păi e frumos să nu mai zic că suntem, uite, 12.000 de abonați și nu fac 12.000 de afișări. Păi e frumos. Aina Ceușan a pus un screenshot să arate, știți că eu și fire tot răcim. Noi public, da? O mai răcăim și alții privat. O răcăim că, bă, bă, ai un milion de... Se vede, se vede. Ea pune niște poze și sunt poze în care nu face o mie de like-uri. Și are, are și poze cu 17.000 de like-uri, să ne dar are și poze unde are 700. -le. Știi? E o inconsistență undeva și ca să... Dă, vă mă, drag, să le dea peste bot. A publicat screenshot-ul ăsta ca să vedem că ea la un story are 155.000 de afișări. Da? 155.000 s-au uitat la storiul alea. Numai că dai un pic mai jos și vezi că sticker taps 2000. Adică s-au uitat 150.000 de, de oameni, dar doar 2000 au dat click. Cumperi, cumpere reclamă pe contul cu un milion de abonați. Să uită 150.000 de, de oameni și 2000 dau like. Cât înseamnă asta? Calculați voi cât înseamnă asta. Pe de altă parte, eu care am mult mai puțin trafic și eu cam tot 2-3.000 trimit dacă dau un like, dacă dau un link. Și eu nu iau câți bani aia. Eu nu iau 1.000 de euro pe Instastory. Din ăia 2.000 care au dat click că au cumpărat, aia e. Andreea ai știu că sunt obosită și stresată de, 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 după ultimele luni. Făcând când ce? Păi, te, te, întâlnești cu... Sunt foarte obosită, sunt foarte stresată. De la ce? Ce ai făcut? Știi, mă întâlnesc cu, cu prieteni. Mamă, nu mai pot, mă doare spatele, ce, ce? De la ce? E, e o discuție normală, de la ce? Păi că am băgat o tură de noapte ca am avem treabă la fabrică și îmi trebuie banii, că nu știu ce, că trebuie să schimb nu știu ce la mașină. Aha. Există o explicație. La Andreea Raicu, ea fiind de agende, nu există nicio explicație. Ce faci toată ziua? Ce faci toată ziua? Și pe de altă parte, Andreea Raicu este rece, receptivă. Când i-am dat-o peste bot că ea la 11 ziua punea, dar e un mindfulness, trebuie să faceți să vă petreceți meditație. Doamnă, doamnă, la 11 ziua lumea mai la muncă. E la muncă să cumpere ce vinzi tu. Nu e nimeni pe mindfulness la 11 ziua. Ori pui dimineața, ori pui seara, ori în weekend. Termină cu căcaturile. Mai, 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 și gândește un picuț. Banca Transilvania a simțit nevoia să facă o reclamă cu drăcea care știu cine este împotriva voinței mele și nu e amuzant drăcea în drăgea, sunt nicio formă și bromania. Știi că manualul nostru de brandul au un manual de brand care spune ce trebuie, să, fă, ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Și că ei când, când fac o reclamă spun, domnule, conform manualului de brand, noi nu avem voie să ne asociem cu aia, nu avem voie să ne asociem cu aia, nu avem voie să ne vorbim competitorii de rău, nu avem voie să ne asociem cu infractori. Să mai știe ceva de dosarul Bromania la prins Coxala Volan? A, nu. a făcut o reclamă rapidă cu el. Bumi face un giveaway, cu te registrezi, intri pe acest link, depozitezi 100 de euro în primele șapte zile, bla 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 bla. Deci intri pe un exchange de 100 de euro ca să câștigi 250 de euro. Foamea, doamna Bucnici cu niște reclamă nemarcată la ce asta, nu mai știu ce asta. Travel Advantage, vedeți un pe undeva, nu? Andreea Raicu a, a, citit Sensul Vieții, cartea lui Mihai Morar, cu pălintere, nu știu cine. Și la, a citit cartea și a simțit-o. În caz că nu sunteți în, 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 piața asta, în caz că nu sunteți în zonă, nu aveți de unde să știți. Toate vedetele sunt prietene pe față cu toate vedetele. Nici o vedetă nu spune de rău de altă vedetă vreodată. Nu vrea să se afle vreodată că a spus de rău. Pentru că te mai întâlnești în piață cu oamenii ăștia. Știi, te mai întâlnești la o conferință, te mai întâlnești la o șușane, apă la... apare ocazia să faceți un business împreună, apare ocazia să faceți o reclamă împreună. Și e de porc, știi, e de porc să... Să te prezinți, să te, să te întâlnești cu omul ăla și da, totul, tot, 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 tot ce scoate un coleg vedetă este cea mai tare chestie din lume. Tot, tot. A deschis, a deschis un restaurant, oh, oh, este cel mai tare restaurant din lume, că eu n-am văzut un restaurant mai bun. A scris o carte, doamne, cartea asta mi-a schimbat viața, este și știu, I know for a fact, că le și eu, le... Mai <laughs> să a fost o case de vedete și sunt o căsă astea care sunt aruncate și nu e cește nici de cu da. Nu poți să spui asta în publică, băi, e un jeg. Da, nu. pentru că din nu. Ești prieten cu toată lumea. Corina Caragea, în caz că nu știți, la un moment dat, nu știu ce, hacker a spart niște mailuri. Și unul din mail a fost al lui Corina Caragea. Și Corina Caragea, o știți, vede vedeta prezent, prezintă sport. A zis ceva la modul e cam de căcat ul ăsta, dar eu rămân aici pentru că oamenii ăștia știu ce fac. A fost distractiv. Și a rămas cu continuare la ProTV. Da, industria, adică toată industria e un pic data la o parte. E un pic data la o parte pentru că toată lumea e de căcat, toată lumea e prietenă cu toată lumea. Oana Roman, 50 de minute a căutat parcare. De ce ai căutat parcare aici 50 de minute? Te duci la un coafor care nu are parcare? Da, nu te mai duci niciodată acolo. Deschideți un business care se bazează pe oameni cu mașini? Da, trebuie să aveți parcare în față. Nu aveți parcare? o să fie probleme. De asta cu primul milion am vorbit, că i-a pus morar două linkuri la podcast. Dar a uitat să menționeze dacă a fost sau nu plătit. Ramona Olaru, știți că s-a s, -a, s -a lăudat că ea trimite bani părinților și abia și-a luat un apartament și nu știu ce și alea, alea și de aici vin banii și știți că la un moment dat se plângea cadar că, dom'le, a venit lumea să zică că toate review-urile sunt la fel. Și adică noi ce să facem? Adică nu se poate să, decât să testăm toți același lucru. Adică dacă testează unul ceva, testăm toți la fel. Nu că ne copiem între noi. Nu, să nu credeți asta. Să nu credeți că eu mă inspir din afară. Nu, 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 nu. Ce se întâmplă este că se duce, se duce pr și prelucrează și le dă același brief. Trebuie să vorbești de asta, 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 asta. Trebuie să arăți cum se bate cuiu. Și toți au bătut cuiu, că ăla era în brief. Nu putea să facă altceva. Aici urma să ne dea temele și cam ce avem de surprins. Adică faci poză la aia, faci poză la aia, faci poză la aia. Că da, am adus aici. Mie mi-e simpatic, foarte simpatic Alex Bogdan. Este, este un actor minunat. Dar a fost așa de opărit când i-a bătut cineva obrazul respectiv eu. Bosule, tu plângi că ai pierdut banii la păcănele, dar joci în filme sponsorizate de păcănele? Și este așa de distractiv, deci mă, amuză foarte tare. Doamna Adelina, am obținut cod de reducere pentru voi. Că na, trebuie să mințim un picuț trebuie să mințim un pic că e pentru voi. Pentru, pentru noi a obținut pe Pestrițu coduri. Andreea Balaban povestim că era să moară, că a venit valul și era foarte puternic și era să o izbească. Și, și faza este că a mai povestit și pe la alții și știau și alții. Adică tot ce povestiți celui mai bun prieten nu rămâne la el. Ăla o să povesti la fel și prietenul lui Balaban. De unde crezi că știu atât de multe industrie? De unde crezi că se șoșoteze atâta despre o căruță de alte situații? toată lumea bârfește pe toată lumea și orice îi spune cel mai bun prieten nu rămâne acolo. Andrei Brătucu, în momentul în care se deschisese trezul, deci asta este din, de când este? Din decembrie. Vorbind despre homofobie, misogii, el avea păreri. Uitase pentru cine lucrează. Brătucu uitase, uitase pentru cine lucrează. Și am adus eu aminte și bă, la tu că nu știu ce. Bine, coș. Reclamă la Ben Jerry's iarna. Cine face reclamă la înghețată iarna? Cine mănâncă înghețată iarna? Aici e vorba de mine. E br Bratul e opărit. E opărit pentru că e vorba de clipul ăla în care punea frână pe autostradă ca să testeze nu știu ce sistem de, de la golf. Și în momentul în care am râs de el, l-a șters. Și eu îl salvasem și l-am pus eu pe ăsta. Și l-a -a luat el, mi l-a furat el. Păi da, dacă l-am furat pentru că îl ștersese. Și după ce te-ai dat da, cu subsemnatul la poliție, abia atunci ai prins curaj. Deci după, după ce ai dat cu subsemnate, ai prins curaj și l-ai publicat din nou. Dar era șters. O reclamă cinstită la Honor. Păi, deci Gărbenișan este oribil de fomist. De la 5 HTP încoace, deci n-are -are nicio jenă bani să fie. Bani să fie. Tu nu mănânci înghețată iarna? Nu, tatic, eu stau la Brașov. Eu iarna ies cu laptele și se congelează singur în 5 minute. Moral se duce la Oradea cu ceva șușanarează pe feminism. Da, am văzut. Asta e, știi cum e? avem, avem niște bugete și cui, cui să dăm? Dăm și noi unui, unui falit moral, nu? Nu putem să dăm unui om. Ce, m-ar fi chemat pe mine? Da, n rogoz făcând o reclamă din asta, tableta Samsung, deși se vede că nu folosești. Se vede și este, toate pozele o ține așa, știi, de frică să nu se vede că nu o folosești. Dar banii sunt buni. O travă, o travă fiind deștept, fiind deștept, a zis, știai că dintr-un kilogram de făină poți să donezi, nu știu ce, la Lidl? Și am întrebat, și ce fac? Donez la compania care a avut cel mai mare profit în toată Europa? Deci din toate, din toate țările în România a avut cel mai mare profit și eu donez pentru ei ca să doneze ei în numele meu? Nu mai bine donează ei? Nu mai bine își mută profitul, mai puțin profit și donează din banii aia? Nu poți să-i de asta de că ai să speri la sponsorizări cu Lidl. Nu poți. Marilu are sponsorizări cu cărți. Pentru că Marilu, din, din ce se vede pe ea și din, din, tot conținutul ei, este clar că Marilu citește. Marilu citește de rupe. Și Valerii Lungu, că iar, iar, își cumpără casă, își face casă, își cum, e în toate minte de rupe ăsta, în adevărul cum, cum, vrea. Și ce pe lumea să întrebe? Bă, dar cât o să, dar cât am și... E, da, uh, 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 nu vreau să dau detalii. Dacă, dacă nu vrei să dai detalii, de ce dracu mai... Pentru că lumea știe, lumea se uită. Bă, acum o săptămână ai zis ceva și acum... A, uh, uh, uh. uh, stai puțin, stai că nu vreau să dau detalii. Și ca să vedeți diferența între cineva care are follower pe bune și cineva care i-a donat giveaway-uri. Da? Morar, 400.000 de abonați, 350.000 de afișeri la un podcast. Când s-a dus Morar la Buhnici, 40.000 de afișări. Algoritmul, nu mă împinge algoritmul în față, nu, nu știu ce, nu, na. highlight experienței mele este de natură olfactivă. Și nu e tot, pentru că așa cum Motorola au luat... Cel mai bun feature la noile Motorola este că au cutia parfumată. Da, știu că Marilu are reclamă cu ING Bank. Fix Marilu, deci Marilu era cea mai bună, Marilu, Mihai Morar, uh, nu mai știu care era, și deci, ING, știi? Te duci la ING, spui bună ziua, nu acum, nu acum, ultimele mele mesaje cu ING au zis, a fost nu acum. Păi mai e mai bună Marilu atunci. Și o, o ceartă din industrie, se, se ceartă Adăina cu cu Răzvan Pascu, Adăina vorbește bla 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 ca ceva cu Laponia, și vine Răzvan Pascu și spune, Adăina, aici doște un cont cu mai mulți urmăritori reali. Deci toată industria știe că oamenii ăștia au urmăritorii amuzanți. Toată industria știe că ăștia mari au următorii amuzanți. Dar nu spui decât la nervi. Am dat, asta e o postare mai veche, în 2023, am dat peste ea că și-a făcut Andy, și-a făcut uh, maxilarul mai preeminent. Păi știi ce, am stat și m-am gândit la tot felul de și la alea cu buzele și la... Păi dacă asta te face pe... E, e, e aiurea, dar dacă asta te face pe tine fericit, ce poți să zici? Că... Da, ok, e stupid, dar... Te face pe tine fericit, da. Aici cu Dorian, Dorian Popa. După ce am râs de el, deci după ce am râs de Dorian Popa, toată lumea râs de Dorian Popa, că are concerte numai la primărie, Dorian Popa le dau peste bot și fac eu un turneu. Fac eu un turneu bengost. <laughs> și a anunțat turneul, a nu știu ce, ale, alea, alea, după care, după două săptămâni, când a văzut că nu se vând bilete, s-a anulat turneul. <laughs> Vairiu opărită, Vairiu opărită și a uitat, a uitat cine este și a uitat că urmăritorii nu trebuie, ne? le făcea morare la urmăritori, că să se supărase că tot treba lumea, dar cu ce? Și făcuse un live un live și nu prea să de succes și lui a întrebat, da de unde, da de unde? Păi uitați-vă la live, vreau să fac mai multe afișeri pe live-ul ăla. Asta cu college vinde ursul care are 5.000 de euro o rată și pe care pun o poză cu un copil care a câștigat un telefon. Pentru că ăla e publicul lui. Asta e publicul lui. Cezar Audors este amuzant când el e pe sustenabilitate și imediat, deci imediat cum a putut să-și să ia să să ceva mai de calitate decât Decathlon imediat pentru că Jal Raven sau Fial Raven sunt destul de scumpe. Avea, avea nevoie în pădure unde trăiește el de o geacă de 2500 de lei. Atât l-a dus pe el cap. Atât l-a dus pe el cap. Căciula de la Decathlon nu era bună, era căciula de 200 de lei de la, Jalravan. la Jal Zice lumea de ipocriziști și de astea, spui, bă, și aia cu casa Andrei Balaban am vorbit-o și o casă de 400.000 de euro, are 13 metri lotul, are 2 de, de, metri pătrați, are 13 metri lățime lotul și este o casă de, nu mai știu, stați că vă zic imediat, că am salvat și eu, că și eu sunt norocit. Este o casă de 427 de metri pătrați și, na, două bucătării, patru băi, două terase, 2300 metri pătrați, lotul. Dacă plecăm, dacă plecăm la Ikea, eu ajung înaintea ei, <laughs> din Brașov. <laughs> Dacă plecăm la ora asta, eu ajung înainte la Ikea. A fost dorința ei, nu știu, mă gândesc, ce, deci este o chestie de asta, nu mai știu ea, câte camere a zis care? Șapte camere. Mă gândesc că vrea să o, să o aducă și pe maică să și pe bunica, sa, care bunică sa am că e destul de în vârstă, să stea acolo cu ea să fie o chestie asta multigenerațională. M-am uitat pe poze, nu-mi dau seama dacă, dacă se, se, poate împărți, știi, să o faci, știi, o familie stă într-o parte, o familie stă în altă parte. Știi, să, să fie o chestie de genul ăsta. Nu m-am uitat. Și amuzat este că la, uh, la mansardă are și jacuzzi, are și saună. Știi, e o chestie cum făcea ea pe modesta și unde -a pus -a? ce mai mișto pusă ea din bucătărie. Da, este, nu știu, e o chestie foarte, foarte, mi se pare imensă, dubioasă și asta zic. Deci, poate că se poate izola cumva, știi, și la modul eu cu bărbații și cu copiii să stăm într-o parte cu viitorii copii, mama și cu nevastă într un alt corp al casei. Poate că se poate izola în felul ăsta. Nu vreau să o doxesc, nu vreau să fiu Denisa o donșoară sau doamnă de pe, Twitch. Hai să vă prezint eu casa, hai să vă prezint fiecare colțișor al casei, dar e de fapt al ei, dar noi de fapt ne facem că nu știm al cui este. Adică știi, nu știu dacă fac ceva greșit, nu știu dacă, dacă omul a ales să nu prezinte Ia iurea să sar tu să știi, să-i spui și unde este, să-i spui și fiecare bucată. Adică erau poze multe, erau poze multe, erau filmări, era nu știu ce. Pe de altă parte, Andrei acum este în zona gri. Nici nu s-a să mintă că nu e o casă micuță, modestă, nu știu ce. În momentul în care zice chestia asta, poți să o pleznești. Dar ea a lăsat-o lăsat, -o, a lăsat -o în aer. Se justifică să o docuiești, să o faci de râs, să-i bați obrazul în momentul în care s-a să mintă. Dar în momentul în care nu minte și nu zice, bă, eu am dar singura chestie în care mi s-a părut că a, a îndoit-o a fost aia cu a fost aia cu a luat cu un credit, că de unde bani, că nu știu ce, că cărmărși deci, știi? și după care și și acasă de 400.000 E un picuț, știi, e acolo. Așa, dar mi-a plăcut. Deci aia, e casa asta este bucătăria unde filmează ea și aici e o sobă din aia clasică. Păi, o casă are 400 de metri pătrați, deci se încălzeau oamenii și cu, și cu lemne și cu cana. Da, da, șapte camere nu știu, unul îți faci studio de filmat, unul vrei să-ți faci ăsta, uh, birou, să pui uh, hainele a zis că e în București <laughs> în zona relativ centrală repet informația, dacă plecăm dacă plecăm la Ikea, eu s-ar putea să ajung înaintea ei și eu am 170 de kilometri până acolo, nu e în București deci de la ea până la Ikea sunt 30 de kilometri pe centură, pe alea, alea. A, e mai, A, stai puțin că e mai aproape de Ikea celălalt. A, ok. E mai aproape de Ikea Paladi. Deci este doar la 11 km de Ikea Paladi. Da, tot trece de centură. Tot trece de centură bine. Da, Și știe, știe, poate vrea să, făc, să fie camera de relaxare, de citit, de uh, soțul, am din, este ceva profesional. Și poate vrea, are și el nevoie de un birou de liniște, știi, s-au dus brusc, s-au dus trei camere din ala șapte unui dormitorul matrimonial, dacă mai fac doi copii, ăla e tot. Nico mi-a zis m-am uitat și eu după ce a zis chestia aia, că casele în București sunt foarte scumpe. Ne, ne în situația, găsești în banii pe care i-a dat. banii pe care i-a dat găsești. Dar nu găsești așa de mare. Și de-aia mă gândesc că există un plan în spatele acestei chestii, știi, vrea birou soțul, vrea, mor, viitorul soț, vrea ia o zonă unde să-și facă ea o cameră de machiaj cu rochi, cu nu știu ce, cu cameră de filmat. Așa și probabil că să mai aducă și pe cineva. Și probabil că nu găsea. Găsea corp de casă mai mititel. Știi? Ceva în genul, nu știu, 200 de metri pătrat sau ce, chestii de genul ăsta. Și a luat ce ușan. Și a luat ce ușan, dar și a luat așa ceva. Adică, vedeți? Știi, demisol, et, uh, parter, etaj. Nu știu cât e aici. Știi? Adică nu pare, sus poate sunt două dormitoare și o baie. Asta zic, deci probabil că găsea ceva în două, trei stele mii, ceva în genul ăsta. Știi? Și aici la fel. Corp. Nu, nu știi ce. Asta te duce la un milion. Plus renovare, plus nu știu ce. Fă așa. Fiecare trăiește cu alegerile lui. Mie mi se pare, mie mi se pare o, alegere, o alegere greșită din punctul meu de vedere.